Poliția animalelor. Odată cu apariția acestei ordonanțe de urgență în monitorul oficial, astăzi sau în zilele următoare, Poliția animalelor va fi operațională, va avea 488 de angajați, plus 88 de medici veterinari, va avea structuri în toate județele și vom aplica legea în acest domeniu în care România a fost extrem de deficitară. Am prevăzut în proiectul de investiții autoutilitare pentru Poliția Animalelor, astfel încât să dotăm această structură la cel mai înalt nivel pentru a interveni în timp operativ, acolo unde este nevoie, pentru a salva un suflet nevinovat. Suntem alături de toți iubitorii de animale, așa cum sper ca și ei să fie alături de noi, pentru ca acest proiect să fie un real succes.